Să-ți recunoști frica e un act de curaj. Toată lumea experimentează frica la un moment dat în viață. Este o emoție născută care ne ajută să ne protejăm de orice pericol. Dar în timp ce frica poate fi utilă în anumite situații, ea ne poate de asemenea împiedica să trăim cea mai bună viață a noastră. Atunci când permitem fricii să ne controleze, ratăm oportunități și experiențe care ne-ar putea aduce bucurie. De aceea, este atât de important să ne înfruntăm temerile cu capul înainte. Este nevoie de curaj pentru a recunoaște că ne este frică, dar este primul pas pentru a ne învinge temerile. Recunoscându-ne temerile, putem începe să luăm măsuri pentru a le aborda. S-ar putea să nu putem elimina toate temerile, dar putem învăța să le gestionăm într-un mod care să ne permite să trăim viața la maxim. Să nu crezi nimic din ce auzi și doar jumătate din ceea ce vezi. În lumea de astăzi, este mai important ca niciodată să fim sceptici și să punem întrebări. Odată cu apariția rețelelor de socializare, este mai ușor ca niciodată ca informațiile false să se răspândească ca un foc de paie. Și chiar și atunci când vedem ceva cu ochii noștri, nu putem fi întotdeauna siguri că ceea ce vedem este întreaga poveste. Doar punând la îndoială în mod constant ceea ce vedem și auzim, putem spera să găsim adevărul și să luăm deciziile corecte cu privire la lumea din jurul nostru. Să-ți recunoști greșeala este primul pas spre îndreptarea ei. Cu toții facem greșeli. Este o parte naturală a ființei umane. Dar nu este întotdeauna ușor să ne recunoaștem greșelile. Ne poate fi teamă de ceea ce vor crede ceilalți sau pur și simplu nu suntem dispuși să ne asumăm consecințele acțiunilor noastre. Cu toate acestea, admiterea greșelilor noastre este primul pas pentru a le îndrepta. Recunoscându-ne greșelile, putem începe să ne îndreptăm și să repunem lucrurile pe calea cea bună. Mai mult decât atât, recunoașterea greșelilor noastre arată că suntem suficient de curajoși să ne recunoaștem neajunsurile și să învățăm din ele. Așa că data viitoare când faceți o greșeală, nu vă fie teamă să o recunoașteți. Este primul pas pentru a îndrepta lucrurile din nou. Dacă îi auzi că spun lucruri rele despre tine, atunci te invidiază. Atunci când cineva vorbește urât despre tine, poate fi greu să nu o iei personal. Ei vă văd succesul și îl compară cu propriile vieți și în loc să se inspire din exemplul tău, se simt resemnați și mici. Nu lăsați cuvintele lor să vă doboare. În schimb, folosiți-le ca motivație pentru a continua să faceți ceea ce faceți și să mergeți înainte. Nu uitați că persoanele care vă invidiază cel mai mult sunt de obicei cei care au cea mai mare nevoie de ajutor. Așa că în loc să te înfurii, încearcă să le arăți puțină compasiune. Cine știe, poate într-un final își vor da seama de greșeala lor și vor spune lucruri bune despre tine. Cel mai bun remediu pentru singurătate la bătrânețe este un animal de companie. Pe măsură ce îmbătrânim, cercurile noastre sociale tind să se restrângă. Ne pensionăm de la muncă, copiii noștri se mută, iar prietenii noștri pleacă. Este firesc ca uneori să ne simțim singuri. Cu toate acestea, există un remediu dovedit pentru singurătate la bătrânețe. Un animal de companie. Animalele de companie ne oferă acea dragoste necondiționată de care avem atâta nevoie. Ne dau un motiv să ne trezim dimineața și un motiv să mergem mai departe. Ne oferă un umăr pe care să ne sprijinim atunci când ne simțim dezamăgiți și un prieten cu care să sărbătorim atunci când ne simțim bine. Chiar dacă nu-ți plac în mod deosebit animalele, există multe alte modalități de a combate singurătatea la bătrânețe. Conectarea cu comunitatea, practicarea de hobby-uri și voluntariatul sunt modalități excelente de a cunoaște oameni noi și de a face prietenii de durată. Indiferent de strategia pe care o alegeți, amintiți-vă că nu sunteți niciodată singuri. Întotdeauna există oameni cărora le pasă de tine și doresc să te ajute să trăiești o viață fericită și împlinită.